Vă salut pasionați sporturilor extreme și nu numai. Astăzi avem la unboxing un CFMoto Z-Force 550. Modelul cu motorul de 500, 39 de cai putere. Ca și dimensiune, cutia e destul de mare, destul de greu de transportat. Are 2,80 m și un pic. Și înălțimea aia e mare, destul de greu de transportat cu mașinuța de 3,5 m. Pentru că au în principiu un 2,5 m, cel mai bine, cea mai înaltă dubiță cam acolo ajunge, la 2,5 m, și ăsta are 1,30 plus 1,30, 2,60, de nu se poate suprapune. Iar ca lungime are 2,85 m o cutie și două puse cap în cap undeva la 5,60-5,70. Și o dubiță cea mai lungă are undeva la 5 metri. Deci, dacă ai două de adus, destul de greu, dar cum facem de fiecare dată, ne descurcăm. Nu există vreo problemă să nu îi găsim o rezolvare. Și atunci am găsit o soluție și le-am adus. Perfect. O să avem mai mult de montat, pentru că vine destul de simplu așa. În mare. Nu o să mai dau ansamblul ăsta jos, că e un pic de lucru, să nu vă mai țin. Avem demontat roțile pe spate. Vom avea demontat acest placaj, roll cage-ul de sus. Partea din spate. Bateria aia, clar. Oglinzile. Partea de scaune, văd că un scaun nu e montat, niciunul de fapt nu e montat. Clientul a mai optat și pentru parte de plafon, deci o să trebuiască să montăm și plafonul și în principiu cam asta îi. Oricum, după ce am terminat, cu siguranță mai sunt niște lucruri care nu vi le-am spus, probabil cârlig în spate, ceva apărător, protecții. După ce reușesc să-l asamblez, atunci o să fac exact un video cu ce am avut de asamblat. Este un portocaliu 550EX, așa se numește modelul. Un side-by-side de dimensiuni mari. S-ar putea, nu știu 100%, dar din câte am înțeles și câte m-am informat, șasiul e cam ca și cel de pe 1000. Deci cam acolo se situează ca și dimensiuni. Deci un șasiu mare. Nu vă gândiți că este mic. De fapt, se poate observa că este chiar un side-by-side mare, încăpător, robust. O să revin în scurt timp, după ce am reușit să terminăm de asamblat. Și uite că am reușit să finalizăm. Foarte, foarte bine arată culoarea asta. Deci mi se pare că îi se potrivește cel mai bine portocaliul ăsta. Și pe roșu arată bine, dar pe portocaliu arată și mai bine. Aici la montaj avem unul pe alb. Ca să vedeți cât de cât cum arată pe alb. Așa ar arăta pe alb. No. Rău nu arată nici ăsta alb. Dar totuși portocaliu ăla mi se pare mai spectaculos. Bun. Ce am avut de montat? Să începem cu partea frontală. În partea din față am avut de montat oglinzile, sistemul ăsta de oglinzi, plus roll cage-ul, deci tot roll cage-ul, e format din două bucăți, aici are un binar la mijloc, plus două șurube în capete. Am avut de pus această siguranță, care practic ține și ușa. Ăsta e rolul ei. Face click și atunci automat avem o ușă așa din materialul ăsta textil. Și ușa asta evident a fost demontat cu șurubelele interioare, cu tot ce ține de sistem. Avem aici această bară, tot așa de protecție, bară laterală, prinsă în patru șurube.
Bun. Ce mai avem aici în interior? Scaunele, cele două scaune. Doar puse practic pe poziție. Nu a fost nimic de montat. Și montată această tetieră la ambele scaune. Ok. Trecem în partea asta la altă. O să dau un pic scaunul jos să vă arăt. Aici are un senzor. Un senzor care practic simte în momentul în care pilotul este ridicat de pe scaun și atunci te anunță să tragi frâna de mână. E o siguranță. Capacul ăsta a mai fost demontat cu cele două șurubele. Bun, avem aici parte de centuri. Tot așa. Au trebuit montate cu cele două șurube plus acest capac cu inscripția CF Moto. La fel și aici. Tot așa. Avem inscripționarea CF Moto. Scaunele sunt destul de comode. Chiar neașteptat de comode. Vedeți și voi ce mare e. Foarte mare, de fapt. Și scoate un aer așa. Probabil are ceva sistem în interior. Dar chiar sunt comode, plus un pic de susținere laterală. Bun. Așa. Aici am mai avut de pus această plasă. Asta e o plasă bună pentru bagaje. Și zic eu, destul de practică să transporți aici anumite bagaje, plus că avem și aceste câlige în lateral. Deci astea ne pot ajuta în cazul care vrem să transportăm anumite obiecte sau canistre cu benzină. Ai efectiv de ce să prinzi. Mai e și locurile astea care pot să le ancorez. După care am montat această apărătoare pentru noroi. E cumva suplimentară, complementară cu apărătoarea de noroi din lateral și vine până aici în spate. O protecție suplimentară și pe o parte și pe alta. E prinsă doar cu clipsuri. Și avem una, două, trei clipsuri. Clipsurile astea de sus, plus cele două din lateral. Am mai avut de pus acest cârlig cu sistemul ăsta de protecție, astea separate. Deci prima dată am pus această protecție, acest sistem cu cele două șurube aici, aici, două șurube pe parte, două pe cealaltă, plus cârligul principal cu șurubul ăsta și cârligul, evident. Bun. În partea laterală avem bateria. După capacul ăsta se află practic bateria. Și aici am avut de montat un anumit sistem de prindere cu un cauciuc. Are acolo practic un cârlig. Aici a trebuit să montăm un cârlig. De aici se reglează cât de strâns să fie cauciucul. S-au pus bornele și atâta tot. După care vine acest capac de protecție. Chiar foarte fain făcut, protejează super bine, nu o să fie probleme. Dacă vă amintiți la videourile de la făcute cu linhaiurile, bateria este expusă aici și nici așa nu au apărut probleme. Dar dacă mai punem și protecția asta, clar nu o să fie probleme. Și totuși s-au gândit la aceste detalii și au pus o protecție, ceea ce arată oricum ca și aspect mult mai bine. Plus că protejăm și bateria. Bun, în partea din spate am mai avut de pus aceste roți cu cele patru prezoane și cam asta a fost tot. O să fac și un review cât de curând și o să vă spun acolo câteva impresii despre această jucărie. Din punctul meu de vedere, chiar arată foarte bine
Și o să dau o tură cu el să vedem exact motorizarea asta, cum se simte. Să vedem dacă cumva e cam submotorizat. Din punctul meu de vedere, un pic ar fi submotorizat, că e motorul de 539 de cai putere. Dar o să vedem. Și acestea sunt oglinzile, dacă niște oglinzi mari, în care chiar poți să vezi tot ce e în spatele tău. Sunt extrem de mari. Cred că n-am omis nimic. Ce o să mai facem? O să mai punem aici un plafon. Asta e un plafon negru. Practic acoperișul. Și atunci chiar e 100% complet. Și în rest o să vă prezint la review exact ce are, cu ce vine și ce reglaje putem face și la suspensie și tot ceea ce ține de acest side-by-side, și anume Z-Force 550EX. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă doresc mulți kilometri petrecuți în off-road, fără evenimente.